un kilogram de făină pe care îl cernem, să pregătim niște gogoși pufoase și bune. Adăugăm un pliculeț de drojdie, da? Un pic de lapte călduț, un pic de sare. Așa. Un pic de zahăr. Cam 4 linguri. De data asta îl facem cu un pic de margarină, să iasă mai pufoase, cam aproximativ așa, da? Și le luăm la frământat. Crească drojdia, cum v-am spus, și pregătim ce ingrediente mai punem. Lăsăm cam 5-10 minute. Drojdia noastră a crescut, a trecut cele 10 minute, cum v-am povestit. Acum facem o găurică. Așa. Punem din laptele călduț, în continuare. Punem 2 ouă. Adăugăm și o esență de lămâie. Așa. Și le luăm la frământat. Cum vedeți, coca noastră este aproape gata, dar este foarte lipicioasă. Ca să nu mai fie lipicioasă, adăugăm aproximativ un pahar de ulei. 100 de grame de ulei îl punem peste această cocă și o mai frământăm puțin. Lăsăm la crescut. O întindem așa. Așa și o punem la crescut. Cum la noi în bucătărie este cald, aproximativ o jumătate de oră, o lăsăm cu
un prosop deasupra până crește. Aluatul nostru de gogoș, care vi l-am arătat mai devreme un pic, a crescut aproximativ 40 de minute și pregătim. Punem ulei la încins într-o tigaie curată, uitați. Și atâta timp cât uleiul... Așa. Punem aproximativ cam o jumătate de kilogram de ulei, uitați cum arată. Așa. Și îl lăsăm să încingă. Între timp, noi pregătim gogoșile. Aici, cum v-am spus, am pregătit pentru a întinde un pic coca cu o mânuță de făină bine cernută și luăm din focă. Și o frământăm un pic pe masă. Între timp uleiul se încinge. Așa. Acum, după ce l-am frământat bine, bine, cum vedeți, îl întindem cu un făcăleț sau din ăsta sucitor. A grosimea să fie cam aproape un centimetru. V-am arătat care o să o punem un pic de ulei aici, uitați, un picuț, nu mult, da? Uitați-l, îi facem așa un pic și începem a tăia gogoșile ca să iasă rotunde. Le desfacem și le mai facem așa un picuț. Să fie cam aproape la aceeași grosime toate. Nostru s-a încins și acum punem fiecare gogoașă la prăjit. Așa. Gogoșile se prăjesc, între timp pregătim o farfurie cu zahăr vanilat și să le presărăm cu zahăr vanilat. Astea sunt gata, da, uitați, și pe o parte și pe cealaltă. Sacul le scoatem cu o paletă cu găurele ca să scurgă uleiul. Le așezăm frumos pe această farfurie. Continuăm cu restul de gogoși. Pe acestea calde o să strecur vanilat. Uitați. Uitați așa. Gogoșile noastre sunt gata și vă așteptăm la masă să serviți o gogoașă
gustoasă și bună, aromată. Poftă bună!